Câteva zeci de cărți au trecut astăzi din mâna elevilor în cea a trecătorilor într-o inedită acțiune organizată de cadrele didactice și elevii de la școala Avram Iancu din Baia Mare cu ocazia Zilei Educației. Micuții din mai multe clase au ieșit pe străzile orașului pentru a oferi câte un volum tuturor celor dispus să se oprească pentru un minut pentru a primi un delicat cadou. Acțiunea organizată astăzi se înscrie într-un șir mai larg de manifestări dedicate cărții. Noi avem la școala Avram Iancu un cerc de lectură și un cenaclu literar. Organizăm în fiecare an un proiect cu activități lunare, iar anul acesta am decis ca de ziua educației să ieșim pe străzi, să împărtășim dragostea noastră pentru volume, donând celor care trec pe stradă alături de noi. După cum vedeți, nu ne oprește nici ploaia. Am spus înainte, e o vreme tocmai bună pentru citit. Eu cu părinții mei am decis să luăm niște cărți și de copii, jumate de copii și jumate de adulți. Și cam care sunt titlurile? Păi, Povestiri de o creangă, Jim Lăsturel. Și de ce ai renunțat la cărțile astea? Am renunțat la cărțile astea fiindcă le-am citit și să împărtășească și altcineva tainele lor. Am colț alb și basme care o să le dau mai când o să vină oameni. De ce ai renunțat la cărțile astea? Pentru că le-am citit și nu mai mi le-au trebuit și m-am gândit să le dau și la alți oameni care nu le-au citit. Acțiunea elevilor a fost privită cu scepticism de unii dintre trecători, în timp ce alții s-au bucurat. De la școala Avram Iancu suntem și aș vrea să vă donez o carte. Bine, da, să vă știți ce să fac cu ea, să o citesc. Să o citiți, da. Da, mulțumesc. Și atât? Numai atât? Da. Mulțumesc mult. Ce carte ați primit? Mary Poppins. E frumoasă cartea. Da. Ce o să faceți cu ea? O să o citesc, bineînțeles. Gestile foarte drăguț și sper să și prindă pieton ca să poată să primească câte o carte. E așa, simbolic. E o invitație spre a ne cultiva puțin. Chiar avem mare nevoie de asta. Spuneți-mi când ați primit ultima dată o carte. Când am primit-o? Nu. Ultima dată când ați primit. Am primit-o chiar luna trecută de la soțul meu. Foarte frumos, mulțumesc. Apreciu. Ce carte aveți? Poftim? Ce carte este? Usul Polar Fram. O să am nepoței și o să dai să citesc. Mulțumesc! Toți cei implicați în acțiunea de astăzi speră că au făcut o plăcere celor din oraș, oferindu-le câte un volum.